minunat acest arbore. Peste 350 de ani de viață. La câte n-o fi fost martor? La câte lucruri? Realizăm cât de înțelepți am fi noi dacă am avea 350 de ani? Este zona foarte ușor accesibilă dinspre sat și la fel de sălbatică și de liniștită, în care efectiv n-ai cum să nu te contopești cu natura. Da. Vreau să mergeți? Da, eu să merg cât ține, da? So I originally come from Bavaria. My father was chief of forestry, and so I more or less grew up in the forest, and I always loved the forest and the trees. When I came to Romania, I saw, you know, this is different kind of trees, the same species, but different. The first time one of our big donors was here, we rented a helicopter and we flew around the Piatra Craiului National Park. And he looked down and he said, you know, it's sort of small, your national park. You know, there's a village there, there's a village there, there's a village there. And then he pointed in the direction of the Făgăraș Mountains and said, what's that? We didn't know much about the Făgăraș Mountains, so we said, well, let's have a look. And we flew with the helicopter, and we flew up an hour. It was just so wild. No villages, no roads, no nothing, just real pure wilderness. And then when we came back, this donor of ours, he said, that's the European Yellowstone. That's what we have to create. And this was the beginning of Foundation Conservation Carpathia. You know, the people of the villages around the Făgăraș Mountains, they're mountain people. And mountain people, you know, they have a hard life. They have to fight for their survival. These are very, very tough people. You know, it was very easy to say, let's create the European Yellowstone. Let's make this Făgăraș National Park. But obviously making a national park is a very, very complex and difficult thing. Somebody who has been his whole life up in the mountains watching after his sheep, you can't make him a tourist guide overnight. We got to be very realistic what is possible and what is not possible. But the important thing is to show them that the Făgăraș Mountains as a national park can bring much more benefits to the local communities than as it is right now. Fetele tate, fete! Noi le procesăm toate, și brânză, și telemea, și noi le facem și noi le și distribuim. Direct, nu ne trebuie intermediar. Cum... Hai la tata, bă, ha! Când m-am făcut mai mare și am realizat că nu știu ce, oi, oi, visam că eram numai pe munți cu sute de oi sau poate mai mult de sute de oi. Aia a fost visul meu de mic și cu asta, și acolo am ajuns. Whoa!
Ăsta e un proiect din partea mea, din punctul meu de vedere, foarte binevenit. E un pact pozitiv, nu are de ce să fie negativ, pentru că nu, pe noi nu ne afectează cu nimic. Dacă ar fi ca să zicem că bă, nu-i lași, nu te lasă pagul să paștem vitil, să paștem, nu. Dincotro, nu ne pare bine că s-a făcut, mai ales pe pășurile care nu sunt arbori, cum, exact cum e ăsta și din spatele nostru de aici, așa. Uite, așa de o oaie la umbră, bara, așa de la orice ce nu, eu... Erai, hei, capria! Arbori ăștia frumoși, ne duceam și ne jucam, țin minte că... Ne jucam pe sub ei, ne cățăram, jucam tot felul de jocuri acum și... Noi ne mândrim, că noi aici am copilărit în zona asta aici și ne mândrim și cu... Emană o energie pozitivă. Era pentru noi un aer curat. Și chiar și atunci, așa cum vă spun, mergeam în pădure și luam foage așa în brațe. Ea ne puneam și ne puneam aici în fruntea pe foag și zice că îți vine o energie pozitivă. Between 93 and 2003, I was working on various projects around conservation and ecotourism. But then in 2005, we started to hear a lot of chainsaws. It was just scary how whole mountain slopes disappeared. And so we thought we got to do something about that. So we talked to the park administration. They said, you know, the only possibility is really to buy up these forests. If you come and buy them, we can put them in conservation. Otherwise, they're being bought by logging companies and they just cut everything down. When the mayor, Mr. Kushukaru, came to us and he said to protect the forest, why can't everybody in the whole world adopt such a tree? We thought maybe this is how we can keep this ecosystem alive. Am devenit primar în 2012. Toată lumea nu mai trăgea nimeni nimic, nicio speranță că această comună poate fi revitalizată. Pădurile care nu vor fi tăiate, nu vor fi date nimănui. Dar putem beneficia, pe lângă faptul că putem să avem o pădure sănătoasă, să o ținem sute de ani de aici încolo, dar în același timp să avem și niște beneficii la bugetul local pentru a putea să dezvoltăm probleme de infrastructură, de educație, tot ce ține de dezvoltarea comunității noastre. Acești arbori care sunt unici, există doi la fel. Beneficiezi gratis de atâtea minunății ale naturii. Unde să mă uit mai întâi? Oriunde m-aș uita, e minunat. Acest arbore este adoptat. După părerea mea are cel puțin 6 metri circumferință. De-abia pot să-l ocolesc. Uitați, 6,30. 6,30 metri. Și are peste 40 metri înălțime. 1938, are codul QR, are și codul QR. Noi o să fim privilegiați acum. O să fim primii care citește povestea. Forests are balance, love and life. May we find the wisdom to protect them and to breathe in their green magic for years to come. With these wishes, Alina Manole reminds us of things we may have forgotten, and we shall take a moment here in the forest of immortal stories to thank her for this. Da, este povestea datorită. Iată, se va ști că la Nușoara există 2544 de arbori cu povești. Și aveți și dumneavoastră un copac adoptat? Da, am și eu. Da? Am și eu și copiii mei. Dar nu mă spuneți unde. Nu spun unde, încă nu. Vreau să vă arăt o zonă
Da, toți acești copaci sunt în, fac parte din proiect. Uh-huh. Sunt în zona aceasta în jur de 1000. Numai aici. Uh-huh. Fiecare sunt unici. Fiecare sunt dătători de sănătate, pot să spun eu. Da. E la zona de unde stăteau lupii. Ieșeau de aici, stăteau, aveau zonă de observație foarte bună spre sat. Unde sunt oile? Unde sunt oile, da. E important și pentru copii, pentru viitorul nostru, să le explicăm evoluția pădurii, de ce e atât de importantă să o păstrăm cum este. Perioada comunismului, când existau acele limitări de bunuri, să zic așa, când nu găseai foarte multe la magazin, dar ne jucam, găseam joacă în orice, pe câmp, la pescuit, pe dealuri, adunam alune, putreieram codrii, culegeam ciuperci, alergam după veverițe, după fluturi. Această zonă încărcată de istorie, atât oamenii cât și fagii au avut un trecut similar, o existență. Mișcarea de rezistență a devenit cunoscută fiind cea mai îndelungată din întreaga țară, tocmai datorită acestor păduri nesfârșite, unde ei au putut să se ascundă și unde securitatea n-a reușit să-i prindă. Dar locul de refugiu, locul de aprovizionare, pentru ei pământul era cel mai sfânt lucru și n-au vrut să-l cedeze sub nicio formă. I've always been super interested in animals. When I was a little kid, I wrote down all the bird species and I tried to learn them. And then at some point I got my very first camera and I just went out every day and tried to have as many encounters as I could. I really hope that through sharing some of the wonderful moments, it can also inspire people to go out and enjoy nature. Everyone who does this wants to protect it. So with the help of the rangers, we just found the bison. They're quite far away on the meadow there, but it's lovely to see. They told me it's quite rare that they don't run away immediately, and right now they're just very, very comfortably. So it's such a nice encounter. Also just to experience this, I don't know, this wildness of this place. It's just beautiful. Oftentimes shooting in places where there are a lot of humans around, and here you can go in the forest, like while you're driving up, you're driving through little villages, and then you go further, deeper and deeper into the forest, and then there's suddenly there's no traces of humans. Sometimes it takes a week or something to finally get a certain animal in front of the camera, but it's just like this moment when the animal finally appears, then I forget everything around me. You're just there with the camera and the animal. Thank you.
This forest creates a living space for so many animals. And these super old beech trees, like if you see them, like they are just beautiful. And the biggest danger for them is that they get cut down. And you don't have like hundreds of years to rebuild them. They are gone. If you love nature, you cannot not wanting to protect this. Scrisorul una părintesă în suflet. O măicuță sunt. Și mergeam prin pădure. Mă, în pădurile astea faci frumoși, cu pași de astea, mai ales fagul ăsta e o e așa, frunză de iasă și umbră frumoasă. Și mergeam chiar că așa ne trebuia nouă mers până aici cu aldorile astea așa. O măicuță sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Roagă-te, măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. You know, we're just one species out of millions of different species, and we depend on nature. And if we lose this nature, and we've lost already so much, it's not just all our fellow species that suffer from it, it'll come back to us as well. Huge trees, and they've been here for hundreds of years. Every single one is an individual. Everyone looks totally different from the other. How many people, how many animals, how much time walked through these forests, and these trees were always there. You get so humble there, you start to realize, you know, how small you are in this big universe. Mângâie, măicuță, mamele ce plâng, ștege-le durerea, ruga împlini. Roagă-te, măicuță, roagă-te, duior, roagă-te cu lacrimi la Domnul Hristos. Roagă-te, măicuță,